De luni până joi. Dragilor, am revenit aici în platou la Ziua Bună și cu toții am stat puțin pe gânduri să ne analizăm, să vedem cum ar trebui să vorbim și cum să ne controlăm anumite gesturi, dar eu și cu Teo și cu Bantu nu avem nicio problemă în a comunica, pentru că noi ne înțelegem din priviri, nu-i așa, Teo? Așa este, așa este. La fel cum din priviri mă înțeleg eu cu Banto, mai ales când este vorba de mâncare și îl controlez foarte ușor în emisiunea de astăzi pentru că i-am pus sub nas chiflele, i-am pus sub nas chifteluțele. Să vă spun ce am făcut eu între timp, cum progresăm cu cheeseburgerul. Am tăiat fiecare chiflă în două și am pus pe fiecare puțin ketchup, puțin muștar. Ce urmează să fac acum? Tot între timp, pentru că sunt o mega hărnicuță, am prăjit și chifteluțele de carne. Pe grill punem puțin ulei, îl lungem cu pensula, nu e nevoie de foarte mult ulei, și prăjim chifteluțele până sunt rumene pe ambele părți, după care așezăm câte una, fain frumos așa, pe chiflă. O să continui cu treaba asta, vreau numai să vă arăt în principiu cum funcționează. După treaba asta vine felia de brânză care s-a lipit de tocător din cauza reflectoarelor, nu este nicio problemă, punem alta. Specific pentru cheeseburgerul este brânza asta galbenă, pe care noi o știm ca brânză cheddar. Și ce mai urmează să facem noi acum este un sos. Sosul ăsta este unul clasic, nici o șaormă cu de toate, nu-i la fel fără el, maioneza de casă. Ce avem nevoie pentru maioneză de casă? De trei lucruri pentru început. Un gălbenuș de ofiert, un gălbenuș de ocrut, o linguriță de muștar pe care le amestecăm împreună. Dacă folosim o lingură de lemn, trebuie să amestecăm în același sens, pentru că altfel știți vorba aia cum mi se taie maioneza, dar pentru bucătarii începători și pentru gospodinele care sunt la început de drum sau proaspăt căsătorite, eu vă sugerez să folosiți un mixer pentru treaba asta și o să vă arăt de ce merge mult mai repede toată treaba. Mixerul face practic ce facem noi cu lingura de lemn, însă o face mult mai repede, mult mai bine și maioneza nu prea avem nici o șansă să se taie. Cu mixerul durează câteva minute, până gălbenușul fiert, pe care gălbenuș fiert îl punem din start pentru ca maioneza să nu se taie, până gălbenușul fiert este de tot amestecat și avem o pastă omogenă. Atunci e momentul să începem să adăugăm uleiul, pe care îl adăugăm în fir subțire, amestecând în continuu. Și la final nu ne rămâne decât să asezonăm maioneza cu sare și piper. Maioneza stă la bază și pentru sosul remulat, care merge foarte bine la cheeseburger și care, pe lângă maioneză, mai are și murături și diverse verdețuri băgate direct în sos. Cam așa trebuie să arate baza pentru maioneză, să opresc mixerul, când începem să punem uleiul. În funcție de cât, din cantitățile astea, este cam o cană de maioneză, dar în funcție de câtă maioneză dorim, suplimentăm cu câte un gălbenuș de ou și în funcție de câte gălbenușuri punem, automat maioneza o să tragă mai mult ulei și avem o maioneză de casă în cantități industriale pentru, de exemplu, salată de băf sau ouă umplute. Astea fiind spuse, peste fiecare cheeseburger o să mai pun un linguroi bun de maioneză, niște salată verde. Eu am ales să folosesc salată iceberg pentru că este mult mai crocantă și pentru că, deși chifteluța este caldă, nu își păstrează ținuta și nu se moleșește. O să mai punem și câteva felioțe de castraveți murați, o felie de roșie și îi punem capacul. Cam asta este treaba cu cheeseburgerul. Mare, mare atenție la chifteluțe. Să vă notați ingredientele și să le faceți exact așa cum v-am spus ca să fie aromate. Restul sunt detalii. Teo, vorbele tale au ajuns prin intermediul undelor electromagnetice la mine și sper ca și telespectatorii să-și fi notat toate ingredientele. O să facem o prezentare a cheeseburgerului puțin mai pe final. Vreau să trecem mai departe la următorul invitat, de la care avem foarte multe să învățăm. A reușit să impresioneze întreaga țară cu vocea și cu prezența lui. A convins că nimic nu-ți poate sta în cale atunci când crezi în sufletul tău și a reușit. Acum are primul său single, Zbor, piesa pe care o cântă dumnezeiește despre zborul prin viață. Cu solistul Ioan Man, îl ascultăm chiar acum cu piesa lui Zbor. Luni dimineața te caut pe străzi pustii, marți la amiază te întreb dacă mai știi. Miercuri seara te invit la un ceai, iar joi te rog
să mai stai, iar joi te rog să mai stai. Și-mi vine să zbor, îmi vine să zbor cu tine, până la nori, până la nori, sau chiar mai sus. Sufletul meu, sufletul meu e lângă tine, așa cum ți-am promis și cum ți-am spus. Așa cum ți-am promis și cum ți-am spus. Zbor! Vineri seara îți spun că te iubesc, sâmbătă-ți dau primul sărut, duminică încerc să nu mai greșesc, iar luni o luăm de la început, iar luni o luăm de la început. Și-mi vine să zbor, îmi vine să zbor cu tine, sau chiar mai sus. Sufletul meu, sufletul meu e lângă tine, așa cum ți-am promis și cum ți-am spus. Așa cum ți-am promis și cum ți-am spus. Și-mi vine să zbor, îmi vine să zbor cu tine, până la nori, până la nori, sau chiar mai sus. Sufletul meu, sufletul meu e lângă tine, așa cum ți-am promis și cum ți-am spus. Așa cum ți-am promis și cum ți-am spus. Zbor! Ioan, permite-mi să îți spun, să-ți urez să fii binevenit aici în platou la Ziua Bună. La Ziua Bună tuturor, vă spun îți voi eu. Lua acest microfon. Mulțumesc. De cântat, ai la valieră și te poftesc să vii aici alături de mine pe canapea. Noi ne-am mai cunoscut și cu alte dăți și de fiecare dată a fost un personaj optimist și o persoană optimistă care mi-a transmis această stare. Te rog frumos, aici să iei un loc. Avem o canapea verde, de un verde foarte puternic asta, ca să-ți dai și tu seama că aici la Ziua Bună avem doar culori vesele. Și foarte, foarte comodă. Această piesă este foarte frumoasă și am auzit-o, dacă bine știu, în această vară sau când a apărut. Este creația ta personală, da? Tu ai scris versurile? Da, este creația mea personală. Eu am scris versurile, am compus și melodia și muzica. La orchestrație m-au ajutat niște colegi de-ai mei foarte binevoitori, niște prieteni de altfel. Am lucrat într-un studio, nu știu dacă e bine să facem reclamă, deși ar merita din plin. Sau să spunem persoanele cărora trebuie sau vrei să le mulțumești pentru susținere. Cred că și sora ta sunt foarte multe implicată. Persoane, da, sunt foarte multe persoane care sunt implicate în acest proiect. Este o listă întreagă acolo. Este și sora mea implicată, evident. Sora mea este și managerul meu artistic. Da, eu mai ținem legătura cu Ioana din când în când și mai vorbim atunci când sunt evenimente. Așa, este omul din spate, cum se spune. Piesa, cred că pentru prima dată s-a auzit la undeva prin primăvară-vară, la un concert pe care l-am avut în Cluj. Un concert caritabil, dacă bine mi-aduc aminte, un concert în care ai cântat alături de colegii tăi de la concursul la care te-ai făcut cunoscut. Exact. Așa. Și acolo am cântat pentru prima dată piesa Zbor. Dar să lăsăm puțin cântatul deoparte, pentru că lumea te cunoaște prin prisma acestui talent pe care l-ai. Și aș vrea să vorbim puțin despre tine. Ți-am spus, ești o persoană optimistă, ești o persoană mereu veselă. Și evident, nu vreau să sune ca un clișeu, dar mă macină această întrebare și vreau să știu de unde atâta optimism și de unde atâta voie bună. De la tata și de la mama, în primul și în primul rând, și nu în ultimul rând, de la bunicul meu. Ei mi-au insuflat această energie pozitivă, ei mi-au insuflat acest optimism și de mic
De când am făcut primii pași în viață, am fost trecut prin foc, ca să spun așa. Evident, la modul figurat. Am fost învățat de mic ce trebuie să fac pentru a mă descurca în viață și pentru a învăța și pe ceilalți să dobândească această energie pozitivă. Pentru că viața asta oricum e o pistă de ciclism plină de neprevăzut și plină de obstacole. Și dacă nu știi să alergi printre ele și să ocolești obstacolele așa cum trebuie, te lovești de ele și ai tendința să dai înapoi. Apropo de pistă de bicicletă, eu, dacă bine știu, am aflat tocmai de la tine că practici și ciclismul, te dai cu bicicleta, te dai și cu schiurile, atunci când cunoști zona sau când cunoști traseul, te simți confortabil. Da, în spații foarte bine delimitate și foarte bine cunoscute, practici și aceste sporturi, ciclism, schi, patinez, role. Dar îți este frică de ceva? Ai o teamă de ceva anume? Nu. Nu, pentru că cunoscând spațiul foarte, foarte bine, știu exact fiecare curbă, fiecare pietricică, fiecare loc din acel spațiu și atunci nu are de ce să-mi fie frică. Tocmai am avut o discuție interesantă despre limbajul non-verbal și cum ar trebui să recunoaștem anumite gesturi. Vreau să te întreb pe tine, pentru că tu probabil te folosești de auz sau de alte simțuri. Care sunt aceste simțuri de care tu te folosești? Și dacă reușești într-un fel să îți dai seama după vocea sau tonalitatea unei persoane, dacă îți place de persoana respectivă, dacă o simpatizezi, dacă ți este antipatică? Noi folosim toate celelalte simțuri, chiar și cele pe care un văzător, de care un văzător se folosește mai puțin. Da, vocea este unul dintre principalele elemente după care noi putem să ne dăm seama dacă un om este frumos sau urât. Și aici mă refer mai mult la interior, bineînțeles și la exterior. Dacă este frumos sau urât, dacă este rău sau bun, dacă este sensibil, dacă este amabil, dacă este sociabil. Deci îți dai seama din primele cuvinte sau ai nevoie să cunoști mai bine persoana și să stai cu... Uneori poți să-ți dai seama din primele cuvinte, alteori poți să-ți dai seama, alteori trebuie să stai mai mult de vorbă cu o persoană, pentru că sunt unii oameni care sunt mai introvertiți și acei oameni se deschid mai greu și atunci la început pot avea o anumită stare și un anumit ton al vocii sau un anumit comportament care îți poate arăta altceva, iar pe măsură ce subiectele se epuizează și conversația devine mai intimă, îți poate dezvălui un alt caracter. Dar nu bănuiesc că nu te iau prin surprindere dacă spun că societatea noastră este plină de prejudecăți, dar aș vrea să știu puțin de barierele emoționale. Dacă există în momentul în care tu cunoști o altă persoană sau... Cum ar trebui, știi cum, să ne comportăm astfel încât ambii parteneri, ambii interlocutori să se simtă confortabil și în apele lor, cum s-ar spune? Cred că cel mai bine de la început este să dai cărțile pe față și să prezinți lucrurile exact așa cum sunt. Dacă persoana respectivă, de exemplu, luăm cazul meu și intru în interacțiune cu tine, dacă tu nu știi ceva despre mine, având în vedere că eu am o dizabilitate, mă rog, dizabilitate e cuvântul care, să spunem așa, un fel de etichetă. Da. Eu trebuie să-ți explic acele lucruri pe care tu nu le știi. Dar te-ai lovit de anumite probleme din punctul ăsta de vedere? Mă refer în relaționarea cu alte persoane? Adică... Da, sunt foarte mulți oameni care nu știu să se comporte, nu pentru că nu știu, pentru că pur și simplu nu au intrat în contact cu o asemenea persoană și nu știu să reacționeze cu persoana respectivă. Și atunci eu încerc să-i explic sau încerc să-i... Să mă descriu pe mine prin gesturi, prin fapte, prin cuvinte, prin fraze, pur și simplu, printr-o simplă conversație și să-i spun, mă, ăsta sunt eu, uite, așa ar trebui să fie, nu-i nicio problemă dacă greșești, pentru că toți greșim și până la urmă lucrurile se așează. Din păcate, în România, așa cum ai spus și tu, trăim într-o societate plină de prejudecăți, iar noi, cei care suntem de cealaltă parte a baricadei, adică cei care avem o dizabilitate, nu trebuie să fim reticenți la cei din jurul nostru, ci din contră, trebuie să socializăm cu ei și să le explicăm. Chiar dacă noi știm că ne descurcăm și chiar dacă noi avem
energia și puterea de a ne descurca în aproape toate situațiile, dacă ți se oferă ajutor și dacă cel de lângă tine încearcă să interacționeze cu tine, noi trebuie să interacționăm cu ei. Da, dar oricum ai o personalitate care ajută foarte mult, pentru că ești foarte deschis și mulțumesc, nu multe persoane reușesc acest lucru. Ai fost mereu atât de curajos? Da. De mic copil? Da, de când mă știu am fost așa și nu, niciodată nu mi-a fost frică de nimic. Îmi place să răspund provocărilor și eu am o deviză în viață de care m-am izbit tot timpul și care mi-a prins foarte bine tot timpul. Dacă vrei, poți. Singurul lucru care te face să poți este voința și credința. Dacă crezi în divinitate și ai voință, nu ai nevoie de altceva. Da, așa este, avem nevoie de voință și eu spun mereu că nu există nu pot, ci nu vreau, pentru exact. Că ține de voința noastră. Corect. Dar aș vrea să știu provocarea. Care a fost cea mai mare provocare prin care ai trecut până acum? Chiar dacă nu vrei să spui din punct de vedere personal, dar din punct cea de vedere mai mare profesional, provocare, să spunem. Cea mai mare provocare din punct de vedere și personal și profesional este și a fost până acum concursul la care tocmai am participat și mi-a schimbat viața. M-a format atât din punct de vedere uman, adică mi-am depășit anumite limite, și cât și din punct de vedere profesional. Am întâlnit niște oameni foarte deschiși, nu m-am lovit niciodată de reticență sau de frustrare. Chiar dacă la început nu știau anumite chestii în ceea ce privește relaționarea între noi, au învățat pe parcurs, iar eu am învățat de la ei. Eu aș vrea să știu, pentru că la urma urmei tu ești un artist care cântă pe scenă și care este mereu pe scenă, dar relaționarea cu publicul la tine cum se întâmplă? Adică îți imaginezi sala plină, îți descrie cineva înainte sala sau cum se întâmplă acest lucru? Da, mie întotdeauna îmi place să mi se descrie sala înainte, să știu cam câte persoane, cam câtă lume este în sală și întotdeauna atunci când ajung pe scenă în fața lor, vorbesc cu ei. Tot timpul vorbesc da, cu ei. Și înainte cunosc să cânt, pentru că te-am văzut și... Și înainte să cânt și după ce cânt și înainte să mă retrag de pe scenă, vorbesc cu ei. Pentru că pentru mine publicul este prietenul meu cel mai bun. Adică fără public, practic, noi nu am exista. Și cu cât există mai mult public și sunt mai mulți oameni în sală, cu atât bucuria mea este mai mare. Pentru că am cu cine să interacționez, am cu cine să vorbesc, am pe cine să ridic în picioare, îmi place să cânt cu ei, îmi place să îi fac să bată din palme. Deci, într-un cuvânt, îmi place să se simtă bine și tind să cred că după ce ies de pe scenă, le las o parte din mine, pentru că asta vreau să fac. Tocmai de aceea te-am adus și mă bucur tare mult că ești aici în platou la Ziua Bună, pentru că vreau să te dau ca exemplu, pentru că ne-ai încântat cu această piesă. Și pe final, înainte să-ți mulțumesc, vreau să știu dacă te pregătești pentru alte piese, alte lansări din punct de vedere muzical, dacă ai un proiect. Da, există un proiect. Nu vreau să vorbesc despre acest proiect pentru că este un proiect surpriză. Am o piesă în lucru, pe lângă acel proiect. Am o piesă în lucru, tot o compoziție proprie. Te așteptăm. Te așteptăm și cu acea piesă, să știi aici cu în platou la cu mare drag. Ziua Bună. Ioan, îți mulțumesc tare mult pentru prezență și vreau să las locul și am eliberat aici platoul pentru o trupă excelentă de dans sportiv din Bistrița, și anume Floriș Bistrița. Haideți să-i primim în platoul de la Ziua Bună.
foarte frumos, trupa Floris Bistrița, și aș vrea să vă prezint Paul Bucura, Grișan Georgiana. Un pas în față, așa, un foarte frumos. Flore Adrian și Cordoș Alexandra. Și Roșu Mircea și împreună cu Marica Andreea. Îmi pare bine că v-am cunoscut și îmi pare bine că sunteți aici la Ziua Bună. Eu voi fi mereu promotorul dansului sportiv. Pentru mine este cel mai frumos, cel mai complex sport. Cine vine să vorbească și să povestească cu mine aici la canapea? Pentru că trebuie să povestim. Aveți un dans foarte frumos. A fost un dans standard, un vals vienez. Da. Vă felicit din nou pentru că sunteți frumoși, pentru că sunteți tineri, pentru că dansați atât de frumos și ați fost la competiții internaționale și cred că aveți deja un palmares. Dar de cât timp dansați voi doi împreună? Din 2007. Deci deja sunteți un cuplu, o pereche închegată? Da, într-adevăr. Ați ales, ați mers doar pe standard sau dansați și latino? Acum depinde despre ce vorbim, că am început ca și dansator de competiții individuale de mult timp și am dansat prima dată la competiții individuale atât standard cât și latino și pe urmă ne-am reprofilat pe formații, unde așa acolo am făcut și standard și latino, dar în prezent mergem doar pe standard la formații. Bun, aici vreau să discutăm puțin pentru că pe vremea mea, și când spun acest lucru mă simt atât de bătrână, nu prea au existat aceste competiții de formație, însă acum cred că au prins din ce în ce mai mare succes la public și aș vrea să discutăm puțin despre acest lucru. De cât timp în formație, cum se fac formațiile, cum se aleg dansurile, cine face coreografiile? Practic și noi suntem destul de noi în formație, deoarece am ajuns în anul 2006, da, 2006 a fost prima competiție. Noi spunem că suntem noi, deoarece sunt foarte mulți adversari care fac formații de zeci de ani și cu care ne luptăm în continuare la competiții. Codreanca, cum ar fi, Codreanca, așa era, exact. Codreanca, cei din Chișinău. Acum nu mai există, deși era una dintre cele mai bune formații din lume. Dar sunt Germania, Rusia, multe formații care sunt în top mereu. Ca să-și facă lumea o părere despre ce înseamnă formația, probabil e un pic mai greu decât la individual, unde la individual îți pui accent pe tehnică și te chinui să ai un rezultat bun pentru tine și partenera ta ca un singur cuplu. Aici sunt în general 8 perechi care dansează și tehnica, bineînțeles, este importantă, dar totodată se pune mult accent pe sincron, distanțe și accente care toate trebuie să fie făcute simultan pentru a da notă formației. Practic, asta e caracteristica principală. Și totul să fie, practic, uniform. Să înțeleg că asta, exact, se punctează și pe lângă tehnică și sincronizare și uniformitate, bănuiesc că și prestanța artistică, cum se spune, exact, zâmbetul, cum întorci felul în care întorci capul. Mai nou există un sistem de arbitraj în dansul sportiv care a fost introdus, precum cel de la gimnastică, unde se denotă atât pe prestația tehnică, cât și pe expresivitate, cât și pe interpretarea muzicii și așa mai departe. Și sistemul acesta s-a introdus mai nou și în formații, unde într-adevăr se iau lucrurile decuplat și nu se face o notă pentru toate celelalte, decât că se ia pentru fiecare lucru în parte și apoi după aia, după se face o medie și se calculează cam pe ce rezultat ești în funcție de un anumit punctaj. Și se întâmplă la fel ca și în dansul de cuplu, dacă unul greșește, înseamnă că a greșit toată trupa. Sau... Din păcate, da, și mai ales la formații, unde 8 perechi trebuie să fie la fel, unul poate să descalifice pe toți ceilalți. Asta e un dezavantaj. Știu că ați participat anul trecut la campionatul mondial din Germania, bine zic? Da. Da? Așa, unde ați luat locul 7, felicitări. Mulțumesc. Și anul acesta ați mai participat sau urmează să participați? Anul acesta nu am participat la campionatul mondial, deoarece am avut o invitație din Taiwan, unde odată la 4 ani se țin jocurile mondiale, un fel de jocurile olimpice pentru celelalte sporturi, iar aici la jocurile mondiale ale dansului sportiv, ale dansului în general, pentru că nu intră doar dansul sportiv, intră toate categoriile de dans, am fost invitați datorită rezultatului bun de anul trecut. Cred că am sosit din Taiwan în urmă cu o lună, unde am luat locul 6. Felicitări. Am urcat, ca să zic așa, un loc. Și a fost o experiență de neuitat pentru noi. Și cred că este în spate muncă foarte multă și ore petrecute. Da, foarte multă muncă. Vreți să rămâneți în sfera dansului sau vă gândiți să mai faceți și altceva pe lângă? Sau antrenor vă faceți cu siguranță? Deja facem și altceva. Antrenor suntem. De ceea ce e mai greu și mai dificil acum pentru noi, că încercăm să ne împărțim în toate părțile. Suntem angajați, studenți, muncim,
facem și dans. Într-adevăr, legătura asta cu dansul nu poți pierde foarte ușor și atunci tot timpul încercăm să ne păstrăm undeva poziție, să știm că mai avem un pic de dans undeva, indiferent dacă e mult sau puțin sau... Asta așa este, subscriu și eu dansez acasă de una singură, pentru că nu mai pot, chiar dacă nu am o scenă sau un loc formal unde să dansez sau să mă duc la concursuri, asta fac acasă, probabil ca și o psihoterapie. Dragilor, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Sper că v-am adus bună dispoziție în casele dumneavoastră. Teo, draga mea, ai terminat acea rețetă mirifică. Să vedem și cum arată, pentru că ai trecut acolo prin niște momente mai dificile în care am transpirat cu toții și am crezut că se duce de râpă tot cheeseburgerul acela. S-a dus jumate. Deci nu știu dacă ați observat, dar am început cu un coș plin de chifle și am rămas cu 5 cheeseburgeri, pentru că într-o mișcare de Kung Fu Panda le-am aruncat pe toate și le-am prins cu șorțulețul. Cam așa arăt, dar avem 5 cheeseburgeri compleți care arată foarte bine, sunt super buni la gust, cel puțin așa zice Banto, care n-a mâncat de pe jos și nici de pe șorțuleț, a prăjit restul chifteluțelor care au rămas. Așa arată. Eu sincer zic că arată foarte bine, dacă trecem pe lângă aspectul bucătăresei care le-a făcut. Au și salată, au și castravecior, au și ketchup, au și brânză cheddar, ce putem să ne dorim mai mult? Și fetele ziceau să le dau o tăviță pentru că ele deja salivează. Ați zis sau n-ați zis? Da. Deci așa este, așa arată. Voi să nu le aruncați pe toate pe jos, să nu vă împiedicați cu fundul de lemn în mână și dacă e ceva să prindeți cu șorțulețul. Cam atâta de la mine. Teo, îți mulțumim pentru rețetă. Bantu, îți mulțumim și ție. Mulțumesc și invitațiilor noștri și am avut puțin din toate, după cum ați văzut. Am avut și informații, am avut și mâncărică, am avut și dans, am avut mișcare și am și cântat. Așadar, o zi completă, o rețetă completă pentru bună dispoziție aici la Ziua Bună. După cum știți, ne vedem de luni până joi de la ora 17. Rămâneți pe Look TV pentru că urmează știrile. Sabin German de la 19:30 de minute cu România de la A la Z. Dragilor, vă poftesc să gustăm din sandvișurile lui Teo. Viața e roz, trăiește-o ca atare. Rețeta e la noi, te învățăm orice mișcare. Idei de succes, oameni simpli și vedete. Toate-ți dau loc, vină și le urmărește. Viața e mai bună împreună. Dacă ne vezi, totul merge strună. Ziua bună o facem noi. De luni până joi.